Salutare, dragi prieteni! Iată-ne la ultimul cuvânt, episodul 83. Mai avem puțin, foarte puțin până la episodul 100. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru uh, toată influența pe care ne-a dat-o prin aceste materiale. Am schimbat cu ajutorul lui Dumnezeu multe vieți, am conștientizat mulți oameni de uh, nevoia de rugăciune, nevoia de Dumnezeu, nevoia de sfințire, de curățire am conștientizat mulți oameni că răul în lume este produsul răului din om. Așa cum spunea Iisus Hristos căci din prisosul inimii vorbește gura și dinăuntru, din inima omului ies curviile, răutățile, faptele rele, toate, toate, toate stricăciunile pământului. Exact ca într-o carte pe care o citesc acum, din marii clasici ai literaturii, Războiul nu are chip de femeie, Svetlana Alexievici, această femeie ne spune în cartea aceasta, efectiv dacă citești primele pagini, cred că te apucă așa un sentiment de disperare pentru oamenii care trec astăzi prin război, da? Spune așa, îți spun un secret, eram prietenă cu o fată, Oxana, din Ucraina, te deci fiți atenți, da? Din Ucraina. De la ea am auzit pentru prima dată despre foametea îngrozitoare din Ucraina, despre Hol holodomor, da? o foame care a fost produsă în mod intenționat de către URSS, de către mama Rusie. Nu mai existau nici broaște, nici șoareci, oamenii mâncaseră totul. În satul Oxanei muriseră jumătate dintre locuitori, toți frații ei mai mici muriseră, părinții de asemenea, iar ea se salvase furând noaptea balegă din cal din grajul colectivului și mâncând-o. Nimeni nu putea să mănânce așa ceva, dar ea putuse. Caldă nu mergea, dar rece, da. E și mai bine dacă e înghețată, atunci miroase afân. Um, ok, zăceau morții unul lângă altul, ca snopii, ca traversele de cale ferată, și nemții și ai noștri. După ploaie, toți aveau fețe plânse. O lună de zile i-am îngropat tot satul. Vorbise despre o bătălie uh, care se... Um, care avusese loc chiar lângă sat. De fapt, cartea aceasta este o colecție de foarte multe mărturii din război. Vă recomand să vă rugați de fiecare dată când citiți câte o istorioară din cartea aceasta, rugați-vă la Dumnezeu pentru pace. Hai să vedem câteva imagini și filmulețe din urma catastrofei acestea, o catastrofă produsă de om. Durerea este maximă, nici nu vreau să-mi imaginez cum e să trăiești acolo și să te fi prins viitor aceasta provocată de spargerea unuia dintre cele mai mari baraje din Ucraina și chiar din Europa. Mii de locuințe inundate, practic iată o altă față hidoasă. Dacă Mariupol arată ca un oraș fantomă distrus, efectiv nu mai poate fi locuit, un oraș bombardat și ciuruit, efectiv ciuruit, ehm, trebuie ras practic de pe fața pământului. Părerea mea că nu mai pot să. Recondiționez nicio clădire. Această catastrofă produsă, repet, de răutatea drăcească, diabolică a omului, se spune că ar fi o încercare disperată a Rusiei de a opri contraofensiva ucraineană. O, Ucraina tot amenință cu o contraofensivă și bineînțeles prin inundarea acestui, uh, uh, prin distrugerea acestui baraj și inundarea acestei zone, contraofensiva din zona uh, Hersonului, Chersonului, este practic imposibil, imposibil în momentul de față Nici după retragerea apelor nu va fi posibilă cu șenilatele acelea și cu toată mașinăria de război de care dispune în momentul de față Ucraina Pentru că vă dați seama totul se va transforma pentru lunile următoare într-o mlaștină da? Deci totul va fi o mlaștină Pe de altă parte... Rușii spun, domnule, da, dar vedeți, Crimea a rămas fără o sursă importantă de apă, nu am fi făcut noi lucrul acesta. Eu tind să cred că orice ar fi fost, eu tind să cred că bine, adică ca și majoritatea, că rușii au făcut această distrugere, deși unii, unele voci susțin că Ucraina ar fi făcut lucrul acesta, orice ar fi, oamenii au desuferit, animalele au desuferit, am înțeles că 300 de animale dintr-o grădină zoologică din zona aceea au fost înecate, au murit. Zeci de mii de animale din gospodării au fost ucise. Nu știm câte victime se vor descoperi poate că oameni necați, oameni care au murit de foame în urma faptului că au fost izolați în casele lor, poate blocați prin poduri unde s-au refugiat vom vedea și lucrul acesta din păcate. Însă poate să fie și o bombă chimică la mijloc pentru că s-au scurs prin această inundație zeci de tone, sute de tone de diferite uleiuri în apa aceea, bineînțeles, care a dat vală din acel baraj. Au ajuns și în mare, mă uitam astăzi la o filmare din Odessa, cum în mare au ajuns deja prin râurile care se scurg în ea Au ajuns tot felul de deșeuri Chiar am văzut acoperișuri de casă plutind Tot felul de lucruri Efectiv Marea Neagră a fost umplută de În partea aceea a Ucrainei a fost umplută de deșeuri Sunt în totalitate pentru totul pentru pace Mă rog pentru pace și atât de ce este important important să ne rugăm. Poate că stați pe tânjeală și vă gândiți că suntem feriți. Nu suntem feriți, facem parte din această parte de lume, suntem europeni, războiul este la graniță cu noi. Chiar citeam despre o lege care s-a dat în Ucraina prin care au fost interzise exporturile de zahăr către, bineînțeles, orice țară, inclusiv România. Da? deci s-ar putea să se găsească mai puțin zahăr, bineînțeles, se va găsi mai puțin zahăr, mai puțin grâu, mai puțin ulei de floarea soarelui pentru că uh, Ucraina care uh, este o țară extraordinar de binecuvântată sau era o țară extraordinar de binecuvântată cu terenuri agricole, că mare parte dintre ele au fost distruse, iată, mii de hectare mai nou distruse de această uh, inundație Mii de hectare au fost transformate în câmp de bătălie, sunt bombardate sau minate. Așadar, Ucraina suferă și împreună cu Ucraina suferă Europa și suferă întreaga lume. În plus, în plus, în momentul de față este o fierbere incredibil de mare la nivel mondial, în orice clipă poate să izbucnească cel de al treilea război mondial. În orice clipă, da? Deja părerea mea este că e un război mondial. Este deja un război mondial din moment ce NATO și multe, multe alte țări alimentează Ucraina cu armament împotriva unei alte coaliții care este formată din Rusia Poate Tacit și China, Belarus nu mai vorbim că este de mult în război, a zăzut Iranul și alte, alte țări. Da? Această parte de lume musulmano-ortodoxă, pare că se aliază musulmano-comunisto-ortodoxă, se pare că se aliază, eu zic, ortodoxă și pentru faptul că Rusia se bate cu pumnul în piept că este o țară ortodoxă și că ce face, face din spiritul dreptății și al creștinismului cu ghilimelele de rigoare care dă dovadă. Bineînțeles că nu băgăm ortodoxia în aceeași oală, ci este folosită ortodoxia într-un mod abuziv, de către Rusia. Da? Este practic un abuz, un abuz de putere și este o înfrățire între stat și biserică care n-ar trebui să existe. Da? Biserica trebuie să fie biserică, așa cum spunea Gafencu, să înrâurească societatea, să o dirigeze ca pe un râu binecuvântat, să pună anumite maluri da, dincolo de care râul să nu treacă, Biserica trebuie să fie peste stat ca și morală, ca și lege duhovnicească. Chiar citeam o carte a lui Ratzinger, marele teolog Ratzinger, care a fost și papa Benedict. Și Ratzinger vorbea despre legalitate și despre legiferare, lege și drept legal da sau legitim drept legitim, da? despre lege și legitimitate. Da? Adică legea, statul poate să dea o lege care pentru mine să nu fie legitimă. Adică statul poate să dea o lege abuzivă împotriva cugetului meu, împotriva conștiinței mele, împotriva moralității mele, cum se întâmplă în Occident. Da? Statul poate să dea o lege ca eu, de exemplu, să binecuvintez ceea ce n-ar trebui să binecuvintez și atunci eu sunt în legitimă apărare, mă apăr față de o lege care este imorală. De deci ce se întâmplă în lume este din calea afară de rău și periculos. Prin faptul că acest popor s-a îndepărtat atât de mult de Dumnezeu și și-au ales un președinte care, înainte de a fi președinte, a făcut atât de multă propagandă la, la păcat, la spurcăciunea păcatului, atât de imoral a fost omul acesta, cunoaștem cu toții videoclipurile acelea scârboase în care a apărut, miștocăreala asta îndreptată împotriva la tot ce este bun, frumos, curat, promovarea spurcăciunii de la nivel mondial, că de-aia s-a și alipit așa de domnul Biden și de America, toate astea. Nu sunt anti-european, nu sunt anti-american, nu sunt uh, nici măcar anti-rus sau anti-ucrainean, sunt anti-păcat, sunt anti-degradare morală, sunt anti la tot ce este uh, uh, degradare morală. Ură, răutate, ucidere și demonism În America, în New York a venit peste orașul acesta un fum groaznic Fum provocat de incendiile produse în Canada Canada se confruntă cu niște incendii groaznice e și fumul a afectat inclusiv New Yorkul. E, am primit o poză cu reclamă, publicitate la un joc, Diabolo, ceva de genul jocul acesta și mesajul, deci publicitatea pentru acest joc e ceva de genul Welcome to Hell New York. Welcome to Hell. Cineva din Paris mi-a spus că jocul ăsta apare peste tot și uh, în toate reclamele de prin Paris. Bineînțeles, în toată lumea e promovat jocul acesta. Ei, în acest cadru, vedeți și poza, în acest cadru uh, de iad, da? uh, fum, soarele nu se mai vede, cerul este de culoare maronie, respiri greu în orașul acesta. Iată cum uh, reclama aceasta la iad uh, uh, îți, îți transmite, așa un, un fior zicem, da, Isaia 2 cu versetul 6 în jos zice că ce ai părăsit pe poporul tău, e vorba de Dumnezeu care și-a părăsit pe poporul lui, pe casa lui Iacov pentru că sunt plini de idolii răsăritului și de dați la vrăjitorie ca filistenii și se unesc cu fiii străinilor. Fiii străinilor, aici fiind referire la oamenii destrăbălați. Țara lor este plină de argint și de aur și comorile lor n-au sfârșit Țara este plină de cai și carele lor sunt fără număr Vorbește despre prosperitatea materială pe care o vedem în, în general în lume Dar țara lor este plină și de idol căci se închină înaintea lucrării mâinilor lor Înaintea lucrărilor făcute de degetele lor și aici vorbește despre o judecată Dumnezeu zice În ziua aceea oamenii își vor arunca idolii de argent și idolii de aur Pe care și făcuseră ca să se închine la ei Îi vor arunca la șobolan și la lilieci Și vor intra în găurile stâncilor și în crăpăturile, în crăpăturile pietrelor De frica Domnului și de strălucirea măreției lui Când se vascula să îngrozească pământul Suntem în luna, într-o lună foarte ciudată într-o lună în care este promovată foarte, foarte, foarte mult de străbălarea și se vede lucrul acesta peste tot. Cu toate acestea, oamenii s-au cam săturat și unul dintre cele mai mari magazine de produse, din, produse diverse din America, cum ar fi la noi supermarketurile acestea pe care le cunoașteți, care vând de la alimente până la haine și orice fel, se spune după uh, calcule uh, sumare că acest magazin ar fi pierdut în casări de 10 miliarde de dolari. De ce? Uh, este vorba despre magazinul Target pentru că a promovat în această lună a promovat alături de alte uh, milioane sau să nu exagerăm poate sute de mii de companii global vorbind, a promovat această stricăciune morală și oamenii s-au cam săturat. Au cam început oamenii să saboteze chiar o, o firmă de băuturi de bere din tot din America după ce a pus poza unei persoane din acestea diferite. La fel, a simțit un boicot național și evident încasările au căzut vertiginos. Oamenii s-au cam săturat. Chiar de curând mă uitam, Matt Welsh a făcut un clip, un filmuleț chiar, un film de o oră și jumătate, Intitulat Ce este femeia, What is a Woman, și acest filmuleț care dă pe față practic această înșelătorie cu privire la situația globală. Filmulețul acesta a fost banat pe Twitter. Deținătorul Twitter Elon Musk a debanat să zic așa, acest material, după care i-a făcut publicitate, a zis un material pe care orice părinte ar trebui să-l vadă și a dat share la acest film al lui Matt Walsh de la Daily Wire împreună, împreună, care e împreună cu Ben Shafiro pe acolo, adică oameni care sunt foarte, foarte, foarte conservatori și care caută să salveze cât mai mult din societate. E, filmulețul acesta a făcut 170, asta când am verificat eu ultima oară, se apropie de 200 de milioane de vizualizări. Ceea ce este fantastic, vi-l recomand, îl găsiți pe Twitter, căutați-l pe Daily Wire, căutați-l pe pagina lui Elon Musk, care are peste 150 de milioane de abonați la canalul lui de pe Twitter, căutați-l Ben Shafiro, Daily Wire, Matt Welsh, îl, îl, găsiți, îl găsiți filmulețul acesta cu ușurință dacă îl căutați Ideea este că lumea s-a cam săturat de propaganda asta din calea afară de agresivă la destrăbălare Să stăm aproape pentru că, repet, păcatul aduce... Distrugere în lume. Din cauza păcatului suferă omul, suferă animalele, suferă natura și suferă întreg pământul. Am predicat zilele trecute și um, predica aceasta pe care am avut-o este destul de cenzurată, am observat lucrul acesta uh, și spuneam acolo că la potop legile uh, morale care au fost rupte au făcut de fapt. Să fie rupte și legile fizice care protejează lumea. Dar închei acest material cu un apel la rugăciune pentru Dana Roba, această femeie make-up artist. Această femeie a fost efectiv zdrobită la propriu cu ciocanul de către soțul ei. Cu durere în suflet spun lucrul acesta pentru că ei ar fi trebuit să fie o familie model. Au doi copilași, soții aceștia, Dana Roba cu soțul ei, soț care este, bineînțeles, arestat în momentul de față. Slavă Domnului că Dana Roba n-a murit, ne-am rugat pentru ea. Din păcate, familia ei este distrusă, soțul a închetat, arestat, ea este în spital. Ne rugăm în continuare pentru refacerea ei totală. Suntem alături de această femeie, suntem alături de copilași ei. Dumnezeu să-i binecuvinteze, fac apel să vă rugați pentru că diavolul a urlat foarte mult să distrugă această familie care porniseră foarte, foarte bine. Ei se întorseseră la Dumnezeu, s-au cunoscut într-o biserică, chiar au cerut și botezul, însă așa cum ne spune Isus Hristos, vegheați. Pentru că Duhul este plin de râvnă, dar trupul, carnea, este neputincioasă. Da? Apoi Apostolul Petru spune, vegheați Vegheați pentru că vrăjmașul vostru, diavolul, caută și dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Biblia ne recomandă vegherea. Nimeni nu este ferit de atacurile diavolului, familiile sunt extrem de atacate, încă un caz șocant pe care l-am văzut zilele acestea. Nu știu ce se întâmplă cu lumea, nu știu ce se întâmplă cu familiile. Spuneam într-un într într articol pe care l-am postat, puteți să mă căutați pe Facebook, pagina mea de Facebook unde postez foarte, foarte multe articole. Spuneam acolo că, de fapt, destrăbălarea din lume este practic și o uh, scursură din distrugerea familiei, da, ca și cum ar supura uh, uh, o bubă grea din uh, uh, ceea ce înseamnă familie, din acest concept Dumnezez de altfel, cum spune Apostolul Pavel, mă plec înaintea lui Dumnezeu, din care își trage numele orice familie. Familia e conceptul lui Dumnezeu, numai că păcatul, curvia, materialismul, îngrijorarea, înșelăciunea, dar înșelăciunea aceasta, oamenii se înșală unul pe altul, toate lucrurile acestea sufocă acest concept minunat de familie, care ar trebui să fie sfânt și curat.